Salut prieteni, am ajuns la Salonul Auto București și Accesorii, care se ține în perioada 6-16 octombrie, iar în acest clip vreau să vă arăt despre ce e vorba aici, pentru că sunt și mulți expozanți neobișnuiți, cum ar fi de exemplu Poliția Română. Sunt mașini, accesorii, utilaje și multe altele despre care am să vă vorbesc în acest clip. Vă invit așadar în acest tour video alături de mine ca să vedeți ce poate fi de interes pentru voi de la acest eveniment. Pentru început, haideți să vedem ce se găsește la interior. Una dintre primele noutăți, vizibilă chiar de la intrarea în salon, este noua Honda Civic Type R, prezentă în premieră europeană. Și desigur, toate celelalte mașini din gama Civic, variantele mai normale, să spun așa, care și ele reprezintă o noutate Honda pe piața din România. Imediat lângă Honda se află standul Mazda. În mod deosebit se remarcă Mazda CX-60, care este o premieră, cred, pe piața din România. Oricum este un model foarte, foarte recent lansat. Dealerul Rădăcini a venit cu mărcile Citroen și Opel, iar dacă sunteți fani mașini electrice, să știți că puteți să găsiți Opel Mokka e prezent aici la stand. E posibil să vă placă și Citroen C5X, care este o mașină destul de nouă de la Citroen. Nu știu cât ați apucat să o vedeți în carne și oase. Ea se găsește și în showroom-uri, desigur, dar este una dintre noutăți. Pentru fanii Ford, zona Țiriac Auto are câteva noutăți interesante, printre care Fordul Mustang Mach-E GT. Mașinile electrice Mercedes, comercializate și ele de Țiriac Auto, sunt prezente aici, reprezentate bine, adică EQC, EQA și EQB. Un stand pe care s-ar putea să-l găsiți interesant este cel al Auto Vision, care aduc tot felul de mașini. Lumea a aflat de ei prima oară că aduceau mașini Tesla, dar sunt tot felul de mașini neobișnuite, cum ar fi de exemplu acest Ford Bronco. Cele mai scumpe mașini de la Saab sunt niște modele Lamborghini, expuse aici lângă mine. Sunt mașini care nu sunt aduse de vânzătorul oficial al acestor mașini pe piața din România, ci sunt mai degrabă prezentate ca să vadă clienții ce se poate face din perspectiva tuningului pe astfel de mașini. Deloc de neglijat, o zonă importantă de spălătorie auto, de piese și accesorii. Practic, brandurile mari de spălătorie auto din România sunt prezente la acest salon ca să-și prezinte soluțiile, astfel încât tu, dacă ești interesat să faci o astfel de afacere, să investești într-o spălătorie auto, să ai aici informațiile de la toți actorii importanți de pe piață. Până și Autoritatea Rutieră Română are câteva mașini expuse aici și, desigur, mai sunt și alte mașini oficiale de la jandarmerie, spre exemplu, precum și câteva autospeciale de poliție. Nu sunt și autospecialele de poliție noi BMW, care au făcut atâta tam-tam în presa de specialitate și în presa economică, dar sunt, iată, Dacia Duster. Pentru fanii mașinilor electrice sunt două standuri foarte interesante, unul al EV Mag, spate în spate cu cel al Electromagnetica. Ambii expozanți prezintă soluții de încărcare pentru mașini electrice. Veți da aici peste un Volkswagen ID3 alb, dar nu mașina este partea interesantă, ci furnizorul de servicii de încărcare, Electrico. Este din partea de vest a țării, are deja o rețea de stații de încărcare și este aici la Salonul Auto București și Accesorii ca să răspundă întrebărilor publicului despre ce înseamnă să încarci o mașină electrică. Reprezentată prin dealer este marca Toyota, prin Toyota București Vest. Știți foarte bine că Toyota este pe val acum la vânzări de mașini hibride. În sfârșit, tehnologia Toyota, lansată în 1998-99, iată, a prins tracțiune și pe piața din România și este practic momentul lor de glorie. Toyota se bucură de vânzări foarte bune, nu doar în România, dar și în Europa. Corolla Cross, o noutate Toyota importantă. Un stand deosebit de interesant este cel al SUV Cars, care expun niște mașini aduse din China, atât mașini electrice, dar și mașini cu motoare cu ardere internă, respectiv un motor de 1,5 litri turbo pe benzină. Spre exemplu, SUV-ul lor compact electric pleacă de undeva de la sub 40.000 de euro, ceea ce înseamnă că pleacă de la sub 30.000 de euro, cu tot cu TVA, prin programul Rabla Plus.
În total, cei de la SUV Cars aduc pe piața din România un număr de 5 mărci din China. Deși Suzuki nu are o noutate importantă pe piața din România, a venit totuși la acest eveniment. E destul de clar că marca SsangYong vrea să fie tot mai serios luată în seamă în România, motiv pentru care sunt și ei prezenți aici la salon cu toată gama. Nu în cele din urmă, pentru fanii mașinilor italiene, chiar înainte de ieșire, vă veți întâlni cu brandul Maserati, prezentat aici de importator. Deci este unul dintre puținele branduri venite la Salonul Auto București și accesorii reprezentat chiar de importator, nu de un dealer, așa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor. Cam atât din partea mea de aici, de la Salonul Auto. Eu sper că ați găsit interesant acest clip și până data viitoare, la revedere!